Și de aici vine prima mea întrebare, dacă există frică în sistem, pentru că din ce am înțeles eu din acest răspuns, din modul în care au evitat să vină la emisiune, e ca și cum s-ar teme. Se tem judecătorii de CSM, există frică în rândul judecătorilor. Consiliul Superior al Magistraturii, cert pot să vă spun că nu a dat niciun motiv în toată această perioadă de când suntem în mandat judecătorilor să aibă frică. Din contra, noi am încercat în toată această perioadă să fim cât mai aproape de judecători, am mers în instanțele de judecată, am discutat cu colegii judecători, i-am asigurat despre deschiderea Consiliului Superior al Magistraturii, despre faptul că pot veni oricând la Consiliu și pot aborda orice problemă care o au cu oricare dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Bănuiesc eu că perioada respectivă este una deloc simplă pentru sistemul judecătoresc. Au fost ședințele Consiliului Superior al Magistraturii la care au fost examinate unele subiecte de importanță pentru sistemul judecătoresc și evident că judecătorii bănuiau mai degrabă că tema discuției de astăzi, în emisiunea de astăzi, vor fi anume acele hotărâri care au fost date de către Consiliul Superior al Magistraturii. La care vă referiți? Legate de numirea judecătorilor până la atingerea plafonului de vârstă, da. Legate de suspendarea judecătorilor. Ați încheiat cu plafonul, judecătorilor. Nu? Da. Și deciziile. Deci aproape. Eu mă gândesc că judecătorii bănuiau că emisiunea va fi despre asta. Nu, eu le-am spus în linii generale despre ce va fi emisiunea. Ești că nu vor fi, va fi doar despre un subiect, dar ăsta v-a spus, și nu erau neapărat judecători care urmează să treacă plafonul, erau judecători care se află, cei printre care cu care s-a discutat, care deja au depășit momentul bine, și atunci, numirii până la plafon. Să duc gândul până la capăt. Uh-huh. Și atunci judecătorii, bănuind că vor fi întrebați despre aceste hotărâri care eventual pot fi și am siguranța că ele vor fi contestate în instanța de judecată, deci să nu pară cumva că se anti-expun pe o cauză sau alta, este un subiect sensibil și bănuiesc eu că asta mai degrabă a servit ca motiv pentru refuzul dumnealor, nu frica care ar fi inspirat. Dar nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Mariana Rață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.